Da? Că una este să fii mare jucător, avem câteva exemple, permitem să nu le mai reamintesc în Liga 1, unii dintre ei chiar au câștigat campionatul și așa mai departe, care degeaba să uită. Nu e mare lucru, apoi am văzut meciul și ce? Da? Și ce asta, dacă l-ai văzut? Apropo de asta, Radu, mă uitam ieri după... Așa cu toții mâncăm, da, ne, cu toții dormim, nu înseamnă că avem același nivel de percepție, da? Sau aceeași inteligență, sau aceeași cultură, sau aceeași clar viziune. Cu toții mâncăm, cu toții mergem la toaletă, cu toții ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm, intrăm la duș, chiar dacă unii doar o dată pe săptămână, nu e nicio problemă. Asta nu înseamnă că suntem la fel. Lăsați-mă cu am văzut meciul. Și ce dacă l-ai văzut? Apropo de asta, mă uitam ieri la meciul Franța-Olanda și în studioul Digi era invitat Zicu. Nu Zicu. 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 Tot așa se pronunță, de asta te întreba. Corect. Zicu se pronunță și brazilian. Corect. O diferență totuși între cei doi. De asemenea, după meci au venit invitați comentatorii meciului și au dezbătut despre ce s-a întâmplat acolo. Ai cuvântul meu că eu aveam impresia că ei s-au uitat la alt meci. Sigur. Dar vorbind despre Franța, care echipa care domină Europa în momentul de față și care va domina, vorbind despre jocul excelent pe care l-a practicat cu Olanda, e adevărat, Franța are un potențial uriaș. Eu cred că nu este echipă în momentul ăsta în lume care să aibă potențialul Franței. Bine, asta o spunem noi primi. Eu am spus-o primul acum nu știu câți ani la radio. E adevărat. N-a spus-o nimeni până atunci. Eu vorbesc de meciul de strict. Da. Da? Meciul de ieri a fost unul pe care Franța l-a avut în mână din primul minut. Olanda în prima repriză nu a trecut centrul terenului. Da, așa. A avut totuși un corner. Un corner, bine. Metaforic vorbind. O fază cât de cât interesantă. Dar până la urmă n-au mai intrat cu ea în careu. Așa. Corect. Da, ei erau cu Schneider, erau cu Van Persie. Cu omul tău, cu Wijnaldum. Wijnaldum. A încercat la un moment dat un dribbling ala Mario Kempes. Kempes a inventat dribblingul ăla pentru prima dată în lume. Cel puțin atunci l-a văzut omenirea prima dată la Mondialul din 78. Când era față în față cu un jucător, el dădea mingea în partea stângă și fugea prin dreapta. Uh-huh. Da? Extraordinar la vremea respectivă. Tot Kempes a mai inventat un stil de a marca, de exemplu, intra în careu pe partea dreaptă, da? Își trecea mingea pe piciorul stâng, portarul credea, evident, că odată ajuns acolo va trage cu stângul, nu? După care o dădea tot cu dreptul, așa, la mișto, cu ristul piciorului drept, de regulă prinzând portarul pe contrapie, pentru că, evident, ăla credea că va trage cu piciorul stâng, dacă totuși dusese mingea acolo. Corect. Sigur că acum, uitându-mă, am văzut și eu recent niște imagini de la campionatul din 78 și de asta spun, n-ai mai avea timpul, viteza de reacție să faci asta. Atunci, sigur, nu erai atacat, ca astăzi. Fotbalul era diferit. Corect. Dar n-are importanță, nu trebuie să-l criticăm pe Kempes, da? El juca fotbalul momentului lui, care era supersonic. Apropo de execuțiile astea marca registrată, să-ți povestesc o chestie haioasă pe care am găsit-o la un moment dat. Sunt fel de fel de fotbaliști care vin cu invenții, să spunem, da? Cu lucruri care nu s-au mai văzut până atunci. E bine, la începuturile fotbalului, atunci când el a început să se organizeze, undeva pe la începutul anilor 1900, în Argentina și Uruguay apăreau o serie de fotbaliști extrem de talentați. Iar unul dintre ei era atât de atent să nu-i fie furate șmecheriile, încât după ce faza se încheia, ei jucau pe un teren atunci de zgură sau pământ, ceva de genul ăsta, se întorcea și ștergea urmele de pe jos, ca nu cumva cineva să uite la urme să vadă cum a executat el faza respectivă. N-a fost cazul azi noapte la Montevideo, meci trist. Din păcate, da. Argentina, da, 0-0. Se profilează un Argentina-Noua Zeelandă. Vă amintesc că astăzi noi suntem fani zona Oceania. Astăzi Noua Zeelandă a bătut insulele Solomon cu 6-1 în barajul tur al zonei. Insulele Solomon s-au calificat pentru prima oară în istorie într-un baraj calificativ. Cum ar fi fost, Dane, ca insulele Solomon să joace cu Argentina? Pentru că învingătoarea zonei Oceania va juca barajul transoceanic, transatlantic, transpacific, transcontinental, îi spune FIFA, contra Argentinei în momentul de față. Sigur, mai sunt în America de Sud niște etape, 3 runde mai sunt. Dacă și-ar menține locul 5 pe care l-are în prezent, Argentina poate să termine și pe 2. Am văzut ce zice corespondentul, omul nostru, cel mai mare specialist în fotbalul argentinian din această țară, care ne atrage atenția că au un calendar favorabil în ultimele 3 runde, dar dacă vor termina pe 5, ei vor juca contra Noii Zeelande la Buenos Aires, respectiv la Auckland, în barajul
care ar duce o echipă la Cupa Mondială. Denotat, Dane, că de la Cupa Mondială din Qatar, Ucania va avea un loc automat. Ceea ce înseamnă că, în sfârșit, al de Noua Zeelandă va putea să participe la 100 de ediții consecutive ale Cupei Mondiale, dacă regulamentul nu se va mai schimba. Pentru că în zona Oceania sunt numai ei. Celelalte echipe, evident, doar fac umbră Noii Zeelande. Și până la urmă se vede că decizia Australiei a fost una neinspirată de a părăsi zona și deci, a merge... Da, ei s-au dus acolo totuși și pentru a evita plictiseala asta cumplită. Da, da, o să plictisească acasă uitându-se la televizor. Da, poate că preferă așa vreo 3-4 decenii până când s-o întoarce. Eu cred că e destul de simplu să faci o cerere să te primească înapoi. Probabil, da, având în vedere localizarea. Da. Altfel, Iranul, iată, merge la mondial. Da, Japonia Iran. Se califică și ea. Am spus de ieri, Japonia la al șaselea turneu la rând. Iranul, antrenată de portughezul Carlos Queiroz, echipă bună, n-a primit niciun gol în preliminarii până acum și mai are o singură partidă, acasă cu Siria. Dacă le dă meciul sirienilor, Siria poate să joace la baraj. Iranul este deja calificată. Trei echipe se bat acolo pentru locul 2. Corea de Sud, Siria și Uzbekistanul. Uzbekistanul joacă acasă cu Corea de Sud în ultima etapă la Tashkent, iar Iranul joacă pe teren propriu la Teheran cu Siria. În funcție de rezultate se va stabili echipa de pe locul 2, dar și echipa de pe locul 3, care dă baraj cu echipa de pe locul 3 din cealaltă serie, care se va decide între Australia și Arabia Saudită. Bun, asta e vorba de zona asiatică. Acum, dacă tot am deschis subiectul, Dane, aseară au fost cele 5 meciuri din America de Sud, rezultate modeste și nespectaculoase. Brazilia, deja calificată la turneul final, s-a chinuit totuși cu Ecuadorul, i-a bătut cu 2-0, a jucat așadar Brazilia corect. Ecuadorul, care la un moment dat, Dane, știi că era lider, după 5 runde el conducea, în momentul de față este pe antepenultima poziție. Ecuadorul, dar la 3 puncte de Argentina. Da, a coborât foarte mult, este a 8-a. De notat că Bolivia a pierdut la masa verde 2 partide. Deci să nu vă uitați după scorurile de pe site-urile de pariori, pentru că acestea au totuși o lentoare în ele în ceea ce privește actualizarea datelor importante. Bolivia a fost sancționată pentru că a folosit un jucător de origine paraguaiană și a pierdut 2 meciuri. Deci ei nu au în momentul de față decât aici apar cu 10 puncte. Stai că spun imediat ce s-a întâmplat. Meciul cu Paraguaiul, au bătut și pe Argentina cu 2-0. Le-au fost retrase punctele. Asta nu însemnând că li s-au dat adversarelor. Le-au luat Bolivia. Deci Bolivia oricum este out. Bolivia a pierdut azi noapte în Peru, ca să nu mai fie niciun suspans. Oricum, Bolivia ar trebui din când în când să fie retrase câteva puncte, pentru că știm problema pe care o au toți care merg la paz. Da? Pentru că acolo te sufoci stând pe bancă, Da, păi pe teren. Așa e, Argentina a pierdut din cauza altitudinii. La un moment dat a pierdut cu 6-1 Bolivia. Da. Cam toate echipele au probleme acolo. Problema că Bolivia, în momentul în care iese din granițele țării... Exact. Da. Bun, deci Brazilia a bătut Ecuador. În rest, echipele s-au împleticit între ele. Columbia n-a putut să câștige în Venezuela, deși țara este, seamănă cu Crimea în momentul de față, este țara nimănui, Venezuela. Nicolas Maduro este chiar mai rău decât a fost Hugo Chávez înaintea lui. Chiar și marile democrații europene au spus-o, este o dictatură cumplită la Caracas. Venezuela este pe ultimul loc în grupă, dar i-a luat Columbiei 2 puncte. Columbia a profitat însă de faptul că Uruguayul n-a bătut Argentina și mai ales că Chile a pierdut acasă 3-0 cu Paraguay. Da. Ce dramă! O surpriză, într-adevăr. Bun. Aș remarca și golul marcat de Coutinho. Radu, iată, jucătorul accidentat de la Liverpool, care nu poate evolua din cauza durerilor de spate. E bun pentru fi altul. Da, e verișorul lui. A reușit să înscrie, a intrat în repriza a doua, adevărat, și a marcat. Se spunea că nu e accidentat, de fapt, că doar e o scuză pentru a nu evolua la Liverpool, forțând transferul la Barcelona. Acum, să vedem, pentru că asta ar putea să ajungă la Barcelona. În Spania se încheie astăzi la miezul nopții. Corect. Dane, ce putem să spunem despre meciurile de ieri din preliminariile europene? 9-0 pentru Belgia cu Gibraltarul. Belgienii au rămas în 10 pe vremea când conduceau doar cu 4-0. Axel Witsel a fost atât de bou și poartă bine de altfel numele de Witsel. Cum să iei roșu cu Gibraltarul când ai 4-0 acasă? Omul pierde meciul de la Atena de duminică.
un meci important, mai ales pentru grecii, adevărat, decât pentru Belgie, dar tot Bou rămâne vițelul. Hai să spun o chestie amuzantă legată de meciul ăsta, fiind o diferență atât de mare între cele două formații, noi am pronosticat, nici nu aveai foarte multe variante de pariuri cu cota atractivă, că Belgia marchează în primul sfert de oră. Așa, e, și n-a marcat. Primul gol a venit în minutul 16. Okay. Asta în condițiile în care scorul la pauză a fost 6-0. Adică da, te gândești, corect. Mertens a marcat târziu și de asta l-a și scos la pauză. Randamentul lui a fost considerat insuficient. Am impresia că și staff-ul a pariat că vor marca mai repede, ori Mertens nu s-a executat la timp. Denotat înfrângerea Suediei, condusă de 3 ori în Bulgaria, până la urmă suedezii s-au înclinat. Cel de-al treilea gol le-a fost fatal, au reușit să egaleze de 2 ori până la pauză. Bosnia-Herzegovina a condus cu 2-0 în Cipru, dar a fost întoarsă în repriza a doua. Exact. Ăsta a fost un splendid 2-1 final. Exact, dar legat de meciul Bulgariei, vreau să spun un lucru care mi se pare absolut fabulos. Bulgaria e într-o grupă extraordinar de grea. Da. Pentru ei. Franța, Olanda și Suedia. Exact. Au făcut niște meciuri mai mult decât decente. Au bătut Olanda acasă, da? Da. Da. Bun. Și vine meciul ăsta cu Suedia. E bine, Bulgaria se luptă pe viață și pe moarte. Conduce în 3 rânduri, așa cum ai spus tu. Da. Reușește să câștige meciul, dar atenție, în fața unui stadion aproape gol. Așa e, am auzit că nu vine lumea. Bravo lor! Extraordinar! Așa este, așa e. Înseamnă că bulgarii sunt deștepți. Cel puțin în ceea ce vește fotbalul, sunt deștepți. Nu merită să te duci la un asemenea meci în echipa națională, chiar dacă câștigă. Nu face show, pentru că hai să fim serioși, asta am mai spus și noi de atâtea ori, ăsta nu-i spectacol. Dacă ai ceva mai bun de făcut, joci un scramble, de exemplu, da? Sau te duci la pescuit, cred sau că asta se te duci la furat. Mai bine da? Naționalei României decât cele a Bulgariei. Eu sunt de părere că așa merită tratat fotbalul, da? Până când vor câștiga cu 10-0, cu 15-0, până când vor merge la campionatul mondial, o echipă națională și o echipă de club. Nu merită devotamentul pe care îl primește din partea publicului. Totul este exagerat în sportul ăsta. Totul. Da? Fotbalul cu... Bă, bulgarii mai deștepți decât noi în toate capitolele. De exemplu, nu-și mai televizează campionatul de fotbal de mult. Dar cred că au început să-l televizeze. Ultima dată ProTV-ul făcea transmisiile din Bulgaria. Da? Deci nu-i mai interesa. Într-adevăr, nu este un domeniu. Chiar dacă naționala s-a mai ridicat un pic. Poate de asta. Ca să mai aducă lumea la stadion, intrând până la urmă cu cuțitul la os, au zis, bă, dacă nu, așa merită sportul. Nu o să te înghesui ca tâmpitul 80.000 ca să vezi o hoție. Nu te duce toată la meci. Nu, ca să continuăm un pic, dacă mai putem să punem pe ecran tabelul cu meciurile de ieri, ca să ne mai amintim de ele. Elveția a bătut finalmente Andorra, meci penibil, întrerupt un pic de ploaie. Până la urmă s-a reluat, elvețienii care zburdă în grupa lor. Elveția și Anglia sunt cele două echipe care bat absolut orice în preliminarii, an și an la rândul, iar la turneele finale nu fac niciodată nimic. Așa, Franța-Olanda este un scor mincinos, spunea și Dan mai devreme, Franța n-a jucat fotbalul pe care ar fi trebuit să-l joace, zici că ar fi fost antrenată de Flocea, nu de Didier Deschamps, o partidă proastă a francezilor. Și atenție, scorul este influențat de eliminarea gratuită, da, a unui olandez, la scorul de 1-0. Atâta s-a terminat dacă Olanda era în 10, în 11 oameni. Deci hai să nu exagerăm. Da? Este o victorie care nu se justifică la scorul ăsta. Au avut și un penalti neprimit. Bun, e firesc. Un faul care îl scoate pe Koscielny. O lungă perioadă din activitate. Se pare că ar putea lipsi până la finalul sezonului. Nu, interesant. Da, a mai pierdut așadar Arsenalul un om, OM l-a vrut toată vara pe prostul ăsta și ăla se tot ținea mare că el joacă la o echipă extraordinară și că